Cadra este o companie cu capital integral românesc, oferă soluții de acces automat care sunt și, de fapt, servicii 360. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat. Vreau să mulțumesc tuturor care participă la acest eveniment, dar colegilor mei de panel, care vin cu probleme, dar și cu soluții. Și apreciez foarte mult asta la orice om care are probleme, dar și soluții. Suntem foarte mulți în România cu numai probleme. Raluca, vreau doar să mă asigur să-mi spui dacă prezentarea mea se va vedea pe ecran în mod corect. Numai puțin. Haideți să vedem. Nu. Ba da. Cumva vedem. Perfect. Bun. Haideți să vedem cum ne descurcăm. Încă o dată felicitări pentru acest eveniment. Mă bucur și sunt onorat să fac parte din acest eveniment care își propune să aducă în prim plan un subiect devenit mai important ca oricând. 2 secunde, te întrerup un pic pentru că nu pot să-i dau share către participanți, nu-mi dau seama de ce. Cred că o să trebuiască să Share-uiești tu? share-uiesc eu. Da. Ok, te rog. Eu o să opresc camera atunci ca lucrurile să meargă foarte bine. Sigur. Atenție la slide-ul 3, că acolo vor fi mai multe clicuri. Suntem în regulă? Bun. Să continuăm. Dacă se poate, următorul slide. Spuneam, compania din care sunt mândru să fac parte se numește Cadra. Este o companie cu capital integral românesc. Oferim servicii 360 pentru soluții de acces automat. Următorul slide. În timp ce îmi scriam ideile și îmi făceam prezentarea, m-am gândit ce au în comun un virus și focul. Ambele sunt două fenomene, acești factori cu impact asupra siguranței. Ne împing, ne motivează și să ne depășim limitele, să găsim soluții noi. Pe ambele credem că le putem controla, dar realitatea ne demonstrează că mereu avem de învățat și de îmbunătățit. Construind pe ce am învățat, ne unim experiența prin parteneriate strategice, încercând abordări noi pentru a anticipa și a reduce riscurile a lor asupra vieții noastre. Te rog, următorul slide. Tocmai aceasta este ceea ce ne diferențiază pe noi în Cadra. Reprezint astăzi cu mândrie această companie. Este, după cum v-am spus, una cu capital integral din România și astăzi, după aproape 30 de ani, avem 100 de angajați, 3 puncte de lucru cu depozite proprii. Avem cea mai amplă și vastă gamă de produse destinate închiderilor automate. Suntem ingineri pasionați de ceea ce facem, uniți de ideea de mai bine și mai sigur. Și te rog, mai departe. Mai. Următorul slide. Ne concentrăm nu pe produse, ci doar pe soluții care contribuie la siguranța, sănătatea și confortul oamenilor. Știm confortul și îl simțim confortul într-o clădire, îl simțim când intrăm în ea fără să atingem clanța de ușă, datorită ușilor automate. Suntem liniștiți când ne lăsăm mașinile în siguranță în parcările automate asigurate de Cadra. Ne simțim mult mai în siguranță în clădiri ce au sisteme de evacuare a gazelor fierbinți, închideri rezistente la foc, compuse din uși batante, culisante și cortine rezistente la foc. Următorul slide, te rog.
Într-o frază de aproximativ 30 de ani ne-am depășit zilnic limitele încercând să rezolvăm orice întrebare de tipul cum să. Cum să automatizez o fereastră imposibil de automatizat? Cum să automatizez protejez o clădire față de cealaltă situată la mai puțin de 6 metri? Cum să închidem un spațiu rezistent la foc fără a afecta designul clădirii și nici costurile proiectului, răspunzând totodată normativelor în vigoare și așa mai departe. De aceea cred cu tărie când afirm că noi nu vindem produse, noi vindem soluții. Soluții care încep din momentul intrării în spațiul unei clădiri, spațiul care începe de la poartă, cu automatizările de porți, bariere, continuă cu ușile automate și cu sistemele precum turnicheți, sisteme de evacuare a gazelor fierbinți cu tiraj natural organizat. Următorul slide. Dacă în trecut spuneam că desfumarea are doar rolul de evacuare a gazelor fierbinți, astăzi este din ce în ce mai prezentă ventilația naturală, care poate fi făcută în același timp pe aceleași ferestre. Dacă deschid o fereastră situată în treimea superioară a unei camere și o ușă în treimea inferioară, realizez cel mai eficient tiraj natural organizat, evacuând CO2, ventilând spațiul, dar cel mai important, în momentul incendiului, evacuând fumul, introducând aer proaspăt, care știm că sunt un aspect esențial în salvarea de vieți, deoarece, conform unei statistici, peste 85% din victimele incendiilor sunt intoxicate cu monoxid de carbon în primele 5 minute. Afirm de multe ori în discuțiile cu partenerii de business că sistemele de protecție la foc sunt precum airbag-urile unei mașini. Adică, te rog următorul slide, adică un cost pe care nu simțim nevoia să-l plătim, dar care în momentul unui incident sunt singurele care mai contează. În continuare, vă voi arăta câteva dintre aceste soluții inovatoare aduse de cadra în România. Următorul slide, te rog. Următorul. Înapoi, două slide, aici. Acționările de ferestre, gama BMS Line. Așa cum am menționat, automatizările de ferestre au rolul vital de evacuare a gazelor fierbinți în cazul unui incendiu, dar ajută semnificativ și la ventilația zilnică a încăperilor. Automatizarea ferestrelor deschide o gamă largă de posibilități pentru generarea de concepte arhitecturale creative, inteligente, aducând cu ajutorul unității de comandă responsabilă de controlul ventilației o serie de beneficii pe mai multe zone. Reducerea costului de energie a sistemelor de aer condiționat. Îmbunătățirea calității aerului din interior. Știm cât de importantă este ventilația în acest moment, ventilarea spațiilor pentru a înlesni propagarea virusurilor. Evacuarea gazelor fierbinți în caz de incendiu, de altfel și obligatoriu. Unitatea de comandă este prevăzută cu senzori pentru temperatură, vânt și ploaie, astfel, conform unui algoritm stabilit dinainte, ferestrele se pot deschide seara sau dimineața, când este mai răcoare, magazinând o cantitate de aer proaspăt și rece în încăpere, ceea ce reduce costul de energie prin limitarea folosirii sistemelor centralizate de ventilație. Soluțiile cadra de automatizări de ferestre se adesează atât domeniului comercial, cât și celui industrial și rezidențial. De asemenea, soluțiile noastre permit sincronizarea motoarelor pentru a deschide suprafețe vitrate de mari dimensiuni cu un număr foarte mare de ferestre. Următorul slide, te rog. Aici veți vedea o trapă. Nu, aici. Veți vedea o trapă, să-i zicem, unică în felul său, trapa SkyMax. Dacă prin automatizări inteligente, ferestrele devin opțiuni foarte versatile de ventilație naturală, trapele de fum se dovedesc a fi soluția ideală când vorbim de proiecte rezidențiale, comerciale și de birouri. Dacă ar fi să ne oprim la un bloc, aceasta se montează pe acoperiș în dreptul casei scării
și îndeplinește roluri multiple de aerisire a casei scării, de iluminare naturală, de desfumare în caz de incendiu, de vizitare a acoperișului. Pe segmentul trapelor de fum, tehnologiile avansează rapid și sunt materializate în variante cât mai eficiente, în totală conformitate cu standardele din domeniu și aș adăuga mai ales că aici avem norme unificate. O astfel de variantă de trapă de fum performantă este SkyMax, un produs unic adus de Cadra pe piața din România și vă prezint în continuare cât de versatilă este, cum combină în mod ideal următoarele roluri. Evacuarea gazelor fierbinți, de care v-am zis, are o suprafață de desfumare de 98% din suprafața deschisă. Ventilația, care poate fi programată atât ca deschidere cât și ca perioadă. Pe scurt, cu ajutorul unității de comandă, putem seta cursa de deschidere, intervalul oral care se deschide automat și când să se închidă. Iar cu ajutorul senzorilor putem controla astfel încât condițiile meteo nefavorabile, ploaie, vânt, zăpadă, să se închidă automat, iar la momentul incendiului deschiderea să fie completă. Accesul pe acoperiș, având o suprafață deschisă fără ca nimic să obtureze golul deschis, o putem folosi cu succes în deschiderile pentru mentenanță a echipamentelor situate pe acoperiș. Lumina naturală, aceasta ajută mai ales în spațiile de birouri, care de producție la economia energiei electrice, iluminând natural spațiul cu ajutorul trapelor, dar și a luminatoarelor. Izolarea termică. A una dintre cele mai bune izolări termice datorită bazelor construite din PVC, cu structura internă în care se află captiv unul dintre cele mai bune materiale izolante, aerul. Cupola poate fi executată cu până la 5 straturi de foi de policarbonat sau acril, ceea ce face izolarea termică a cupolei, ca și în cazul bazei, să fie una foarte bună, iar policarbonatul, care este garantat până la 10 ani, o face să fie durabilă. Ca design, datorită motoarelor foarte puternice cu care este echipată trapa SkyMax, cupola poate fi din sticlă, poate fi dreaptă, ceea ce o face să aibă un plus de eleganță. Următorul slide. O altă soluție cu care noi ne mândrim și am implementat-o în foarte multe proiecte de mult, este aportul de aer realizat prin ușe cu motoare de tip clapan. Pentru o desfumare rapidă și eficientă, știm că aportul de aer se face prin partea inferioară a clădirii și treimea superioară a unei camere. De asemenea, aportul de aer trebuie realizat printr-o suprafață de minim 60% din suprafața desfumabilă. În situația unui incendiu, ușile oferă un dublu rol, evacuare a persoanelor și aportul de aer, ușa fiind unul dintre puținele elemente pentru care întreaga suprafață poate fi considerată utilă în aportul de aer. Această automatizare este alimentată la 24V, curent continuu, ceea ce o face ușor de integrat într-un sistem de desfumare cât și într-unul de incendiu. Este ușor de implementat în orice clădire pe casa scării sau în fațada pe ușă. Pentru clădirile mai vechi este un avantaj, deoarece nu trebuie distrusă fațada pentru a integra un volet sau o grilă de aport de aer. Pentru a aplica pe ușa existentă, o acționare care va face ca ușa să fie întotdeauna deschisă la momentul incendiului, înlenind astfel și traficul pe culoarul de fugă. Ușa nu trebuie să conțină sisteme de încuiere mecanică. Este suficient un element de încuiere de tip electromagnet, ce va permite la nevoie ușii să se deplaseze liber. Datorită puterii sale de până la 500 de newton, poate împinge uși ce au canate foarte mari, chiar dacă avem rafală de vânt. În plus, nu este legat de ușă, nu funcționează la fiecare deschidere, ceea ce înseamnă că nu este impactat de traficul mare și de defectele survenite din cauza lui. Următorul slide, Raluca. Alte produse pe care le consider definitoriu în protecția la foc sunt închiderile. Printre soluțiile pe care le propunem se numără. Pentru închideri foarte mari, propunem ușile cu lisante rezistente la foc EI 60, 90 sau 120 de minute, de acum cu certificări internaționale și, din fericire, avem și o normă unificată. Ele se pot accesoriza și construi într-o multitudine de soluții care pot răspunde oricărei cerințe, de la parcările subterane până la culoarele din marile centre comerciale. Dar pot fi înlocuite foarte ușor de cortinele rezistente la foc, acolo unde spațiul nu permite montarea ușilor
dar și acolo unde designul este unul pretențios, ce nu permite integrarea ușilor. Acestea nu au nevoie de Acestea nu au nevoie de structuri grele, nu ocupă spațiu foarte mare, de cele mai multe ori pot dubla o ușă rapidă, automată sau o fereastră. Pentru goluri mai mici, avem o varietate de uși batante metalice, rezistente la foc, vopsite în imitație de lemn sau chiar din lemn. Pot fi accesorizate cu prag căzător pentru a nu permite trecerea fumului pe sub ele și să fie compatibile cu condiția S. Pot fi echipate cu bară antipanică, cu ferestre, cu auto-închidere, în funcție de cerințele proiectului. Și acestea sunt doar o parte din accesorii. Ca și concluzie, focul a fost prietenul și dușmanul nostru din cele mai vechi timpuri. Am învățat să-l generăm, să-l folosim pentru hrană sau căldură. Credem că îl controlăm, însă de foarte multe ori ne scapă de sub control. Astăzi, însă, avem toate soluțiile pentru a ne putea apăra împotriva incendiilor. De multe ori, însă, omitem să prioritizăm implementarea unor astfel de soluții. Avem impresia că nu ni se va întâmpla nouă, că riscul nu este unul prea mare. Amânăm decizia, însă aș vrea să vă subliniez faptul că tot așa am crezut că nu mă va avea niciodată pandemie și astăzi vorbim din spatele laptopurilor. Vă mulțumesc și vă rămân disponibil pentru orice întrebare și alături pentru orice soluție. Raluca, nu te aud. Acum am reușit. Mulțumim și noi foarte mult. Și de prezentarea. Cum vă spuneam, ne bucurăm să vedem că există astfel de soluții și prin evenimentele acestea pe care le organizăm noi pentru segmentul construcțiilor și mai ales când punem în dezbatere siguranța la foc a clădirilor, ne bucurăm că putem să le aducem în față și să poată fi cunoscute și să vedem cu toții care sunt beneficiile pe care le aduc spațiilor noastre.